Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara a semnat un contract de finanțare pentru un proiect ambițios de creare a unei perdele forestiere de protecție. În prezența delegației Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, condusă de ministrul Mircea Fechet, s-a oficializat demararea proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pilonul 1, Tranziția Verde. Domnule rector, bună dimineața tuturor! Mă bucur și sunt la rândul meu onorat să mă aflu astăzi în județul Timiș, în Timișoara, și să încep această vizită de lucru cu această foarte importantă întâlnire pe care o avem astăzi aici la Universitatea, care și sună de altfel atât de frumos. Găsiți în mine întotdeauna un partener și un lobist cu ghilimele de rigoare, care să vă asigure sprijinul de care eventual ați avea nevoie, nu vă descurca sigur, faceți o treabă minunată. Proiectul prevede înființarea unei perdele forestiere pe o suprafață de 3,96 hectare în zona de nord a orașului Timișoara, la limita de proprietate a universității. Această inițiativă este menită să ofere protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice, să regleze microclimatul și să servească drept barieră naturală împotriva curenților de aer. Profesorul universitar dr. Dorin Camen, decan al Facultății de Inginerie și Tehnologii Aplicate, a subliniat importanța proiectului pentru oraș. Această perdea forestieră va avea un impact semnificativ asupra Timișoarei, contribuind la reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, a declarat dr. Dorin Carmen. Valoarea proiectului este de 274.426 de lei și face parte dintr-o serie de inițiative ale Universității de Științe ale Vieții Regele Mihai I de înființare a perdelelor forestiere și crearea de spații verzi, demonstrând angajamentul universității față de sustenabilitate și mediu. La ceremonia de semnare au participat, alături de reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și conducerea USVT, inclusiv președintele Senatului USV Timișoara, profesor universitar dr. Viorel Herman și rectorul USV Timișoara, profesor universitar dr. Cosmin Popescu, marcând un moment important pentru comunitatea academică și pentru orașul Timișoara. USVT se pregătește să acceseze și alte fonduri pentru proiecte similare, inclusiv cele privind pădurile urbane, continuând să contribuie la eforturile de protecție a mediului și la crearea unui oraș mai verde și mai sănătos pentru toți locuitorii săi.